Papa Francis a rugat la mormântul suveranului pontif Ioan Paul al II-lea și a marcat astfel 8 ani de la trecerea sa în neființă. În timpul vizitei, Bazilica Sfântul Petru a fost închisă vizitatorilor. Papa Francisc a rupt o clipă din orarul său încărcat pentru a aduce un omagiu fostului conducător al Bisericii Catolice, suveranul pontif Ioan Paul al II-lea. Acesta a decedat după o îndelungă luptă cu boala pe 2 aprilie 2005. Vizita din această seară în Bazilică exprimă profunda continuitate spirituală pe care Papa o trăiește și simte intens, așa cum a arătat în timpul întâlnirii și a diferitelor conversații telefonice cu predecesorul său, Benedict al XVI-lea. Înainte de a-și relua activitatea, Francisc s-a oprit de asemenea să se reculeagă în fața mormintelor lui Ioan al XXIII-lea și Sfântului Pius al X-lea. Cu o zi în urmă, el a vizitat mormântul Sfântului Petru, primul suveran pontif care se află sub bazilică. Noul papa a fost ales pe 13 martie și a luat numele de Francisc, protector al celor săraci. În cele 3 săptămâni aflat la conducerea bisericii, liderul catolicilor a dat deja o notă clară de umilitate papalității și instituției spirituale pe care o reprezintă.